În următorii ani, clădirea Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu va intra în reparații capitale grație unui proiect pe fonduri europene accesat de Consiliul Județean Buzău. Pentru acest lucru, tot volumul de carte va trebui să fie mutat, iar ca locație a fost ales un spațiu din Galeria Mall. Operațiunea de mutare va avea loc în următoarea perioadă, iar militarii se vor ocupa de acest lucru. Ca principiu, dacă se va materializa, va fi în urma licitației respective, probabil că va fi la Galeria Mall, deci acolo este un spațiu absolut adecvat. De ce? Pentru că în eventualitatea în care ne vom muta acolo, dezvoltatorul, ca să spun așa, sau proprietarul, va asigura tot ce înseamnă condiții. Adică compartimentare, depozitare, birouri, condiții de autorizare, că și astea sunt foarte importante, știți că trebuie să, ca să poți să funcționezi, îți trebuie autorizații de incendiu, de mediu și așa mai departe, deci ei se vor ocupa și de investițiile respective, ca să facă circuitele necesare, se vor ocupa și de mentenanță, se vor ocupa de mai multe lucruri. Pentru operațiunea de mutare trebuie aplicată o strategie specială, pentru că există riscul ca vechea clădire a bibliotecii să se dărâme. Deci noi am declanșat procedurile ca să găsim un spațiu adecvat pentru Biblioteca Județeană pe perioada cât va fi implementat proiectul european pentru reabilitarea Bibliotecii Județene Buzău. Știți foarte bine că s-a semnat un contract de finanțare pe fonduri europene. Din momentul în care încep procedurile de mutare, durează aproximativ 3 sau 4 luni. Numai mutarea cărților din Biblioteca Județeană trebuie făcută cu o firmă de specialitate. Cu siguranță vom apela la ajutorul armatei, pentru că sunt specialiști în acest domeniu, că sunt niște lucruri tehnice care trebuie absolut respectate, să se elimine riscul ca, eu știu, clădirea de unde sunt dezafectate cărțile să știți că se poate și dărâma, chiar au fost exemple de acest gen în țară, pentru că există o foarte mare cantitate de cărți și nu numai că există o cantitate mare de cărți, și kilogramele, tonajul este destul de ridicat, aproape 700 de tone. După finalizarea operațiunii de mutare, buzoienii vor avea acces atât pentru împrumutul de cărți, cât și la sala de lectură.